Salutare! Uitați, acesta este rezultatul de la pulpa de curcan cu cartofi la borcan. Uitați cum a ieșit. Până aici este gelatină. O să-l desfac acum. Bine, l-am desfăcut de puțin. Așa. Uitați cum arată. De cât i-am slăbit puțin capacul, n-am umblat la el. Dacă aveam, de, cum să zic eu, să ține foarte bine, eu l-am făcut să-l mănânc așa, dar puteți să ține și foarte bine la... Dacă, cum să zic eu, n-ai curent sau e curentul oprit, n-ai frigider, ține foarte bine, este în suc propriu, ca, la fel ca conservă. Uitați. Eu am băgat și cartofi și morcovi și legume, dar puteți să faceți numai din carne dacă aveți carne să umpleți borcanul ăsta, e și mai mare borcanul, mă înțelegeți? Dar în borcane mai mici puteți să tăiați carnea bucățele mai mici, sare, piper, ce doriți dumneavoastră și băgat umplut borcanul, fără apă, fără nimic. Înțelegeți? Uitați și morcovii. Acum, nu știu dacă iese, că sunt împrinți în gelatină. Acolo, câte jumătate de borcan este sucul ăla, ca piftie, așa. Dar o să încerc să scot, să... Întâi să scot o bucată de carne, așa. Ia uitați-o cum s-a făcut. Mă opresc puțin ca să am revenit. A trebuit ca să... Și alunică, că are grăsimea asta. Cred că până la urmă îl scot cu mâna. Ia uitați cum este copanul, vedeți? Cu gelatina, așa, la fel ca la conserv. Ia uitați. A fier frumos, ia uitați. În sucul lui propriu. Ia uitați. Mai scot așa ca să vedeți până dau de... Ia uitați și morcovi. Până dau de gelatină, să vedeți cum arată. Uitați și morcovii. De aici încolo, uitați, este numai gelatină. Ia uitați. Vedeți? La fel cum este piftia, cum e conserva de carne făcută în suc propriu. Vedeți? Uitați. Mulțumesc, o zi bună!